văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea.